Salut! Astăzi am să fac o incursiune în anul 1965 și am să vă prezint acest amplificator cu radio pe tehnologie de lămpi sau tuburi electronice, cum mai sunt ele numite. E tehnologia care era folosită în vremurile când The Beatles și Elvis Presley erau în vogă. Este vorba de un Körting Neckermann 821-80, fabricată în Germania de Vest, după cum vă spuneam, în 1965. După cum vă spuneam, tehnologia folosită pentru acest aparat este cu tuburi electronice. Este o tehnologie care a început de mult, dar încă este actuală, aș putea spune, pentru că încă este folosită și în prezent. Dacă vă gândiți la ce, am să vă spun că cele mai bune amplificatoare de chitare sunt făcute pe această tehnologie. La fel există și amplificatoare high-end din gama de vârf pentru audiție, care sunt la niște prețuri foarte, foarte mari, adică la nivel de 1000 de euro, 10.000 de euro, doar pentru faptul că au o calitate a sunetului excepțională. Sunt și firme renumite care în prezent au implementat această tehnologie de lampă, bineînțeles cu ajustări din tehnologia prezentă, adică ceva hibrid între lampă și tranzistori și tehnologia asta modernă. Dar, după cum vă spuneam, această tehnologie este un pic mai deosebită. Și când spun asta, mă refer la sunetul pe care această tehnologie îl poate reproduce. Există o întreagă dezbatere pe partea de sunet audio lămpi. De ce sună cum sună? Dacă mă întrebați cum sună, o să vă spun că sunetul este un sunet cald, un sunet plăcut urechii, ceva ce nu o să auziți pe aparatele obișnuite cu tranzistoare sau MOSFET-i. Unii zic că lămpile ar da sunetului o mai mare bogăție, la modul că pot reproduce mai multe frecvențe. Alții spun că aceste lămpi au o distorsiune armonică care este plăcută urechii. Acum, există o întreagă dezbatere pe tema asta, nu știu să vă spun exact, dar vă spun că sunetul este unul foarte bun. Cam cel mai bun pe care l-am testat până în momentul de față. Dacă vorbim de amplificare pe lămpi, trebuie să știm că amplificatoarele pe lămpi sunt ceva mai speciale și necesită niște boxe cu o sensibilitate ridicată. Adică nu orice box o să sune bine pe un amplificator cu lămpi. Iar mai este un aspect, nu orice muzică se pretează către sunetul acesta. Spre exemplu, muzica digitală, muzica, eu știu, hip-hop cu mult bas, nu o să sune nemaipomenit. În schimb, muzica instrumentală, muzica rock, muzica ambientală, unde avem în principiu instrumente, sunetul o să fie foarte detaliat, foarte cald, foarte plăcut urechi. Deci dacă îți place genul ăsta de muzică, s-ar putea să fie o idee bună pe viitor dacă vrei să ai audiție de calitate. După cum puteți vedea, sunt câteva butonașe aici în partea stângă. Acesta este butonul de volum. Avem un buton de balans pentru stânga-dreapta partea de difuzoare. Reglaj de bas și reglaj de înalte. În partea dreaptă vedeți ceva butonașe care sunt pentru gamele de frecvențe folosite pe partea de radio. UKW este ceea ce se numește în ziua de astăzi banda FM. Vedeți aici și un buton de comutare stereo. Deci gândiți-vă, acum 54 de ani exista tehnologia stereo. Aici iar o să vedeți partea de auxiliar
Și o să vedeți ceva foarte interesant când o să-l conectăm cu un smartphone din zilele noastre, să vedeți cam ce se întâmplă când conectăm ceva de 54 de ani cu ceva din zilele noastre ca nivel de sunet. Iar aici sunt celelalte game de frecvențe. Aici vedeți butonul de tuning, adică pentru căutarea frecvenței pe radio, iar ce vedeți deasupra lui este o lampă care se numește ochi magic. Și care ce face? Cu cât frecvența este mai bine găsită, acesta se transformă ca un fel de ochi. Se apropie aceste două chestii albastre. Deci dacă un post are recepție bună, o să se vadă cam așa. Ca un fel de ochi, de asta îi spune și ochi magic. Dacă recepția o să fie mai slabă, sau deloc, sau nu prinde nimic, nu o să se vadă nimic. Cum vă spuneam, pentru acest tip de tehnologie de amplificare este nevoie de niște boxe ceva mai speciale. Neavând boxele originale, am optat către aceste boxe. Provin de la un pick-up rusesc de prin anii 80. Sunt niște boxe cu incintă deschisă, adică practic nu există o rezonanță, un cabinet de rezonanță. Face o rezonanță cu camera. Aceste boxe sunt echipate cu câte un singur difuzor de 20 de centimetri, un difuzor cu sensibilitate ridicată, cum spuneam că este nevoie, și simplu, fără filtraje, o incintă deschisă, după cum o spuneam. Este iar o tehnologie de boxe foarte interesantă și care puteți afla multe, multe chestii interesante despre ele. Așa arată în interior scula noastră. Acestea sunt lămpile. Ele se pot scoate foarte ușor. Cum de altfel sunt și consumabile. Când este alimentat, lămpile se aprind și se încălzesc. Așa cum ziceam, l-am conectat cu un smartphone. Acum ascultă muzică de pe YouTube prin tehnologia de lămpi și în boxele care le-am prezentat. Speranța că v-a plăcut ce ați văzut și astăzi, vă mulțumesc pentru vizualizare.